Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Nu te mai îngrijora. Aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre. 1 Petru capitolul 5, versetul 7. Autorul John Mason a scris: nu puteam simți pacea. Dacă nu rezolvam totul, deveneam neliniștit, agitat, nervos, îngrijorat și morocănos. La fel ca un dependent de droguri care are nevoie de o doză. Nu era la fel de grav, dar simptomele semănau. Eram creștin și presupuneam că umblu prin credință, credeam în Domnul Iisus în privința mântuirii, dar în alte domenii credeam în mine însumi. Am încheiat citatul. Te regăsești și tu în această descriere? Iată avertismentul lui William Ward, care spunea: îngrijorarea este credința în lucrurile negative, încrederea în cele neplăcute, siguranța dezastrului și convingerea că vei fi înfrânt. E un magnet care atrage condiții negative. Credința este o forță mai puternică ce dă naștere unor circumstanțe pozitive. Îngrijorarea înseamnă irosirea timpului prezent și blocarea oportunităților de mâine cu necazurile de ieri. Am încheiat citatul. Când un bătrân a fost întrebat ce i-a furat bucuria vieții, el a răspuns: lucrurile care nu s-au întâmplat niciodată. Îți mai aduce aminte ce îngrijorări ai avut acum un an? Nu e așa că ai investit multă energie în ele? Și nu e așa că majoritatea dintre ele s-au rezolvat? Aproape 99% dintre lucrurile pentru care ne îngrijorăm nu se întâmplă. Știai că o ceață densă care acoperă 7 blocuri de 10 etaje este formată din mai puțin de un pahar cu apă? Doar un pahar, dar practic blochează vederea. O cană plină de îngrijorări poate face același lucru. Biblia spune în Ieremia capitolul 10, versetul 23: soarta omului nu este în puterea lui, nici nu stă în puterea omului când umblă să-și îndrepte pașii spre țintă. Nu mai încerca așadar să controlezi orice rezultat posibil. Viața este mai frumoasă atunci când te hotărăști să te încrezi în cuvântul lui Dumnezeu și când ai convingerea că El îți poartă de grijă.